Reporterii Antena 3 CNN sunt în localitățile lovite de inundații, unde oamenii numără pagubele în urma dezastrelor. În județul Doj, cele mai afectate localități au fost Răcești și Raznic. Zeci de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, au noptat la rude, prieteni sau acolo unde autoritățile le-au găsit un loc. Unii însă au rămas să încerce să salveze puținul care le-a mai rămas. Colegul meu, Bogdan Borza, este în Doj, într-una dintre zonele, cea mai afectată zonă de acolo. Bogdan, care este situația la acest moment? Bun găsit, Corina, așa este, mă aflu în cea mai afectată zonă de inundațiile care au avut loc în zilele trecute. Suntem în comuna Grecești din județul Dolj. Momentan, pericolul a trecut, asta spun autoritățile, iar oamenii se vor întoarce în minutele următoare la casele lor, însă nu știu ce voi aștepta acolo, pentru că au avut mai multe locuințe care au fost distruse, mai multe curse care au fost distruse, sunt îngrijorați și se gândesc la viitor, pentru că spun ei că nu au bani și trebuie să-și repare toate distrugerile care au fost cauzate de această inundație. Alături de mine acum se află prefectul județului Doj, domnul Dan Diaconu. Domnule prefect, cât de dificilă a fost această intervenție pe care ați avut-o în ultimele zile? Bună ziua, în primul rând. A fost o intervenție foarte grea, pentru că de 3 zile și 3 nopți suntem aici la fața locului, alături de cetățenii, alături de colegii mei de la Inspectoratul de Situații de Urgență, Jandarmeria, Poliția din județul Dolj, primarul din localitate, Consiliul Județean, drumurile județene au fost toți și au făcut front comun pentru a rezolva o problemă cu care s-a confruntat tot județul. Ați mai întâlnit o asemenea situație în trecut? Eu nu, cel puțin de când sunt eu în mandatul de prefect, nu am avut așa ceva și sper să nu mai întâlnesc vreodată în viața asta așa ceva, pentru că ce a fost aici a fost horror, drumuri inundate, case, gospodării, terenuri agricole, practic totul într-o fracțiune de secundă. Au fost situații în care a plouat, au fost și de 120 de litri pe metru pătrat în mai puțin de 30 de minute. Iar problema majoră care a cauzat aceste inundații a fost faptul că a plouat foarte mult la Mehedinți, aceste localități fiind la granița dintre cele două județe, practic toată apa din Mehedinți s-a scurs de pe versanți în râuri, iar râurile noastre au devenit neîncăpătoare pentru apa care s-a strâns într-un timp foarte scurt. Ce au nevoie oamenii acum? Premierul Ciolacu a spus că îi va ajuta pe oamenii care sunt în... Cu siguranță, ceea ce spune domnul premier se va și realiza, pentru că am încredere că este un om de cuvânt și cu siguranță 100% va face acest lucru. În momentul de față am adus mâncare, apă, cetățenilor care sunt izolați de restul comunității. Vom face luni cu Comitetul Județean de Situații de Urgență, vom face adrese către fondurile de rezervă ale țării și vom aduce tot ce se poate pentru a remedia și repara ceea ce a stricat apa. Care este planul pentru următoarele ore? Păi, în momentul de față totul este, pare să fie sub control, chiar dacă în momentul de față suntem totuși sub incidența codului portocaliu, se anunță averse de 35-40 de litri pe metru pătrat. Sperăm că nu va fi așa, cerul pare senin. Încercăm, suntem în 100% conectați cu cetățenii, suntem pe teren, toată lumea este conectată și angrenată în problemele care sunt la fața locului. Există un pod între comunele Gropanele și Grecești care pur și simplu a fost rupt în două în urma inundațiilor. Cum plănuiți sau când plănuiți să începeți să reparați podul respectiv? Așa este, este un pod care s-a surpat din cauza viiturii, s-a prăbușit. Noi deja am remediat, în momentul de față am făcut o punte pe care oamenii, locuitorii din zona respectivă să poată traversa și să vină să aibă contact cu rețea, să poată cumpăra apă, să aibă acces la mâncare și așa mai departe. Luni, urmând să vină colegii de la drumul județene, să încerce să remedieze, să facă o chestie temporară care să fie mai solidă, pe care să poată trece și cu mașina. Mulțumesc foarte mult, domnule. Noi vom rămâne aici în continuare. Sperăm că situația se va îmbunătăți, sperăm că oamenii vor primi ajutor din partea autorităților, dar vom rămâne aici și vom reveni în orele următoare cu mai multe.